Biblioteca orășenească Nicolae Diaconu din Țicleni a intrat de joi în programul Biblionet finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates. Inaugurarea programului Biblionet a avut loc în prezența autorităților locale, care au declarat că în mod evident acest program este mai mult decât necesar pentru comunitatea locală, mai ales acolo unde accesul la tehnologia modernă nu este la îndemâna oricui. Este un eveniment foarte important prin implementarea programului Biblionet, lumea în biblioteca mea, pentru că, deși este un oraș, din punct de vedere economic, bine cotat față de alte orașe, nu toată comunitatea are acces la informația de ultimă generație calculatoare. O să fie un lucru benefic pentru toată lumea. Olimpia Bratu, directorul Bibliotecii Județene Cristian Tăl din Târgu Jiu, a declarat că până în prezent în județul Gorj, programul Biblionet a fost implementat cu succes în 20 de localități și în următoarea perioadă se va extinde în alte 20. Acest nou serviciu, care oferă acces la calculatoare și prin intermediul computerelor la internet, înseamnă o mai ușoară și mai rapidă accesarea informației, acele informații în special digitale, de care până la urmă comunitățile au nevoie. Primarul orașului Țicleni, Ilie Ungureanu, le-a promis celor prezenți la eveniment că în scurt timp Biblioteca orășenească Nicolae Diaconu va primi un sediu nou în incinta Casei de Cultură Țicleni, clădire recent reabilitată. Cât de curând o inaugurăm și sper că o parte din această bibliotecă va fi transferată în Casa de Cultură, deoarece e spațiu mai mult acolo. Tot în cadrul manifestării prilejuite de inaugurarea Biblionetului de la Țicleni, primarul Ilie Ungureanu a primit un înscris de mulțumire pentru sprijinirea acestui program din partea Bibliotecii Județene Cristian Tăl.